Autoritatea a întocmit documentația pentru achiziționarea unui serviciu de consultanță pentru a identifica problemele rețelei feroviare. Deși problemele rețelei feroviare pot fi descrise de orice călător, statul are nevoie de o agenție care să consume bani. Doar în subordinea Ministerului Transporturilor sunt 52 de astfel de instituții. Mulți dintre cei care le conduc nu știu nici măcar numărul angajaților pe care îl au în subordine sau cu ce se ocupă mai exact aceștia. Iar când trebuie să explice ce fac, își pierd cuvintele. La această dată, autoritatea va urca în țeap sau în viitorul imediat. Autoritatea pentru reformă feroviară a achiziționat un serviciu de consultanță care are ca obiect elaborarea unui studiu privind sustenabilitatea și eficientizarea rețelei feroviare. O rețea feroviară care arată în ultimul hal. Trenuri vechi și murdare, căi ferate depășite și întârzieri care scot călătorii din minți. Însă domnul Păun insistă. În primul rând, Ministerul Transporturilor a îndeplinit prin operaționalizarea Autorității pentru Reformă Feroviară. Try again! Autorității pentru Feroviară. Iar de la atâta reformă, uite și ce vrea să zică. În primul rând, Ministerul Transporturilor a obținut... Ce am să spun? Ministerul Transporturilor a efectuat... Din gară. Plătim locația. La tren, nu? Plătește banii tăi, plătim din banii noștri! O venit și leapă mare, ai? Ce te uiți, bă, caracute? Prin operaționalizarea Autorității pentru Reformă Feroviară, Ministerul Transporturilor a îndeplinit o condiționalitate ex-ante, condiționalitate care, prin realizarea ei, vreau să spun altceva. Dă-mi și eu puțin apă.